Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi suntem la cea de-a 47-a ediție Analizelor Economice. Astăzi doresc să discutăm despre un subiect despre care n-am vorbit niciodată, chiar dacă merită atenția noastră, piața asigurărilor din Republica Moldova. De fapt, astăzi doar vom deschide tema. Sper că în viitor vom avea mai multe aspecte importante și interesante care trebuie să discutăm. Astăzi doar vom trece așa o privire generală asupra acestei pieți. Din două motive. Primul, că n-am discutat niciodată despre acest aspect, și doi, avem o conducere nouă la CNPF, o conducere care are în fața sa foarte multe provocări la care trebuie să fie față și întrebarea este, avem noi sau nu piață de asigurări în Republica Moldova? Haideți să luăm pe rând. Dacă ne uităm în timp, anul trecut la noi piața de asigurări a depășit 1,9 miliarde de lei, se apropie de 2 miliarde de lei și am avut cea mai mare creștere din tot timpul, însă această creștere a venit după cea mai mare scădere. Practic, de când a fost creată piața de asigurări, datele am din 99, mai date mai vechi, practic este imposibil să găsești, am reușit să găsesc din 99, dar nu sunt ceva anumite aspecte interesante, chiar tot și anumite elemente sunt, am să revin. Anul trecut, de fapt, în anul 2020, datorită pandemiei, am avut cea mai mare prăbușire a piaței de asigurări și asta demonstrează încă o dată în plus la noi piața de asigurări, de fapt, este doar piața de asigurări obligatorie auto, nu merg mașinile, nu ai asigurări, merg mașinile, ai asigurări. Despre aceasta vom vorbi mai târziu. Ce e aceasta? 1,9 miliarde lei. Este mult sau puțin? Ce înseamnă pentru noi, în general, aceste 1,9 miliarde lei? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să utilizăm un indicator care se numește gradul de penetrare sau cât de prezent sunt asigurările într-o anumită țară. Deci cât de mult populația unei țări se asigură. De ce cauză este nevoie de asigurări? Ele, în principiu, se rezolvă mai multe probleme. Uitați-vă, se întâmplă, Doamne ferește, inundații, diferite calamități naturale, omul rămâne fără locuință, compania de asigurări îți rezolvă problema, poți să-ți recuperezi casa. La noi, din păcate, nimeni nu se asigură. Condiții climatice și nefavorabile care se întâmplă la noi foarte des, agricultorii noștri sunt expuși și riscurilor. Compania de asigurări îți acoperă toate daunele. Nu trebuie să vă spun că la noi, Republica Moldova, așa ceva nu funcționează. De ce la noi nu lucrează piața de asigurări? Astăzi cred că vom încerca să dăm răspuns la această întrebare, dar prima întrebare care este, cât de tare noi, în țara noastră, suntem asigurați? Acesta se numește gradul de penetrare. Cum se calculează el? Foarte simplu. Volumul de asigurări într-o țară raportat la produsul intern brut. Dacă ne uităm aici în grafic, vedem următoarea situație. În Republica Moldova, în perioada 2001-2005, la noi gradul de penetrare sau volumul de asigurări în țară era egal cu 1,2% din PIB. Apoi a crescut până la 1,3% din PIB, iar din 2011 noi avem o scădere continuă. De ce avem scădere? Acum aveți vedea, vă voi da un singur exemplu, care este unul pur și simplu marcant pentru noi. 0,39, 0,38 și în prezent avem 0,38% din PIB volumul asigurărilor din Republica Moldova. E mult sau e puțin 0,38%. Media globală este 6,31%. Deci noi suntem aproape de 8 ori mai puțin decât media globală. În țările dezvoltate, asigurările sunt de 8,38%. Deci, practic, cetățenii din țările dezvoltate, agenții economici din țările dezvoltate, tot ce fac ei, se asigură pentru toate situațiile din viața lor și în felul acesta ei au o protecție sporită și la ei volumul de asigurări raportat la puterea lor de cumpărare, la produsul lor intern brut, este de 11 ori mai mare decât în Republica Moldova. De fapt, o țară bogată este o țară asigurată. Când spun de asigurată, nu doar că o trăiesc bine acum, dar eu mă protejez pentru viitor. Vă dau un exemplu simplu. Asigurările medicale. La noi, sistemul de sănătate, unica sursă de venit sunt asigurările obligatorii. În majoritatea țărilor dezvoltate, pe lângă asigurările obligatorii, cel puțin 20% din banii care vin în sistemul de sănătate vin din asigurările binevole. Oamenii merg, își fac asigurări binevole când dacă se întâmplă ceva cu ei, să fie protejați. Dacă la noi, în Republica Moldova, asigurările de sănătate ar fi ca în țările civilizate, atunci noi am avea în sistemul de sănătate cel puțin 2,5 miliarde de lei în plus față de ceea ce avem noi. Cât avem noi astăzi? Vreo 20 de milioane sau de 100 de ori mai puțin decât ar trebui să fie în mod normal. Asta v-am dat doar un singur motiv, un exemplu ca să vedeți că la noi nimeni în modul serios nu ia asigurările și la noi niciun cetățean nu vrea să asigure. De ce acest lucru se întâmplă? Acum și încet, încet vom dezvolta această temă. Uitați-vă ce se întâmplă. Noi avem în principiu când vorbim de asigurări, avem trei cifre de bază. Prima cifră,
câți bani noi plătim anual companiilor de asigurări pentru asigurările care noi le facem. 2. Câți bani companiile nouă ne achită înapoi sub formă de despăgubiri. 3. Câți bani le rămâne lor. Dacă vă uitați atent, spre exemplu, în perioada 2011-2015, sau haideți să luăm mai bine, perioada 2016-2020, noi plăteam anual companiilor de asigurări aproape 1,5 miliarde de lei. Deci banii care lor noi îi dădeam. Ei nou ne întorceau înapoi 560 de milioane de lei și aproape 1 miliard de lei le rămânea lor. De fapt, noi nu avem un sistem de asigurare în Republica Moldova, dar avem un sistem prin care cetățenii noștri plătesc unor companii bani pentru nu știu ce. Este așa un indicator și, de fapt, acest indicator ne răspunde la întrebarea, rata despăgubirilor. Ce înseamnă această rata despăgubirilor? Rata despăgubirilor răspunde la întrebarea, din banii care noi îi plătim pentru asigurare, câți din plânși vin înapoi pentru ca noi să fim protejați pentru anumite lucruri. Dacă eu am plătit pentru daune la autovehicule care le cauzesc cuiva persoane, din banii care am plătit noi, dintr-o 100 de lei, cât companiile de asigurări ne plătesc? Nu și cât își lasă lor. Dacă eu m-am asigurat medical, cât companie îmi plătește mine pentru cauzele care se întâmplă și cât își lasă lor? Dacă vă uitați atent, dauna care se rata despăgubiri la noi este 30, a fost, uitați-vă foarte atent, anul 99-2000, este foarte amuzant acea perioadă, acușa voi vă povesti scurt, 54% a fost rata despăgubirilor, dar uitați, n-a fost ceva relevant, acușa vă povestesc, după aceasta a fost 35%, 34%, din 2011 a crescut, acușa nu se explic din ce cauză, 37, 37,8, anul acesta a ajuns la 34,2, dar nu este 2021, când zic anul acesta, în 2021, nu este cel mai relevant an și tot am să explic nici cauza. Dacă vă uitați atent, rata despăgubirilor în Republica Moldova este la nivel de 34-35%, a fost mulți ani de zile. Asta înseamnă că dintr-o 100 de lei care noi dăm la companii, 34 de lei ne întorc nouă și restul și mențin lor, 66 de lei și mențin lor. De fapt, din 3 lei care noi dăm, unul ne întorc înapoi, 2 și-au mențin lor. Din 2011 a crescut această rată și explic din ce cauză. A fost modificată legislația unde a crescut rigorile și obligațiile companiilor pentru cazuri de accident. Să dă ei piesă noi, să dă ei mai puțin piesă uzată și în felul acesta companiile de asigurări au fost forțate prin lege să achite mai mult. Plus cu cartea verde, vă aduceți aminte, pe cea de 15 zile era una foarte scumpă, s-a modificat legislația, s-a creat un mediu concurențial cât de cât mai bun și lucrul acesta cumva a redus din povara noastră. Deci în 2021 a scăzut din simplu motiv că brusc au crescut primele datorită faptului că oamenii din pandemie au început să iasă și au fost mai puține accidente. Lucru explicabil, deci nu vedem o tragedie. Cât e aceasta 36%? Mult sau e puțin? Haideți să ne uităm ce se întâmplă în alte țări. Am făcut un top. Noua Zeelandă. În 10 ani de zile, nu am luat pe un an de zile, fiți atenți, cifrele care le dăți dumneavoastră este media pe 10 ani de zile. Noua Zeelandă, timp de 10 ani de zile, a întors cetățenilor 108% de banii care a luat. Deci dacă ei au luat 100 de lei sub formă de asigurare, a întors înapoi 108 lei. Cum asta este posibil? Prin diferite mecanisme, inclusiv reasigurările. Deci s-au reasigurat în alte țări anumite riscuri și atunci se primește că oamenii au plătit, iar daunele reale care le-au primit au fost mai mari decât ei s-au asigurat. Pe locul 2 este Olanda cu 97%, media pe 10 ani. România, am luat dar cifrele pentru ultimii 4 ani de zile și vedem 80%. Deci în România, dintr-o 100 de lei pe care tu îi plătești la companii de asigurări, 80 de lei îți întoarce sub formă de daune. În țările OECD sau țările dezvoltate, acest nivel este 72% și am luat țările baltice. De ce am luat țările baltice? Din simplu motiv că ele cam mărime sunt ca Republica Moldova plus minus, am venit într-o același sistem și în țările baltice este 57%. Din banii pe care eu, aproape 60% întorc înapoi. În Rusia este 40%, iar în Republica Moldova 36%. Dacă vreți să vă răspund din ce cauză cetățenii noștri nu se asigură, răspunsul este foarte simplu. Din cauza că la noi nu are sens să te asiguri. Dacă vedeți toate asigurările care sunt la noi, de fapt avem doar asigurări obligatorii. Este asigurarea RCAU, asigurare obligatorie pentru posesorii de autovehiculi, casco, care de fapt tot este o asigurare quasi
obligatorii din ce cauză totul e obligatorii, majoritatea oamenilor care procură casco sunt cei care iau o mașină în leasing și el nu poate lua mașină în leasing dacă nu o să asiguri. Asigurări binevole pe bune, Republica Moldova practic nu există. Și lucrul acesta este foarte simplu. Din simplu motiv, tu nu primești banii. Tu, dacă te asiguri, nu primești banii. Dacă la noi rata de despăgubire ar fi fost ca în țările Baltice, fiți atenți, n-am luat România, dacă eu România începem a plânge deodată toată lumea, nu am luat țările dezvoltate, nu am luat Olanda, nu am luat Noua Zeelandă, dacă la noi ar fi fost ca în țările Baltice, ca mărimii de economie se aproape ca la noi, atunci noi, spre exemplu, în 2021 trebuia să plătim 800 de milioane de lei mai puțin pentru asigurări. În anul 2016-2020 trebuia să achităm în 5 ani de zile cu 2 miliarde jumătate de lei mai puțin pentru asigurări. În 20 de ani, noi am plătit în plus pe asigurări 7,4 miliarde de lei, dar asta nu la valoarea leului de astăzi. Deci, fapt, noi anual plătim cam 7-800 de milioane de lei pentru polițe exagerate scumpe sau invers. Noi nu primim servicii de despăgubire de 7-800 de milioane de lei din simplu motiv că avem un sistem care numai asigurare nu se numește. Deci dacă vor un deputat acum în Parlament să vadă ce se întâmplă cu sistemul nostru de asigurare, vă spun, indicatorul de bază care a luați, rata de despăgubire. Atâta timp cât avem o rată de despăgubire cea mai mică din Europa, suntem rușinea Europei la capitolul asigurări. 36% nici în Federația Rusă. Îmi cer scuze pentru cei care iubesc tare mult Federația. Nici în Federația Rusă nu e așa. Deci nici ei n-au 36%. Practic, la noi companii de asigurări pur și simplu ne scot banii și uită după aceasta de noi. 36% este un indicator rușinos și acesta este motivul de bază din ce cauză cetățenii Republicii Moldova nu se asigură. Ca să vă arăt starea dramatică în care se află asigurările noastre, am luat un singur caz. V-am spus, la noi cetățenii, asigurările de viață. N-ați auzit pe nimic că vă face asigurări de pensii. La noi omul, nu știu ce trebuie să-l convingi că aducă la o companie de asigurări să asigure. Când spun că nu face nimeni, avem vreo 20 milioane de lei, asta nu înseamnă asigurări. Asigurările de sănătate, în loc să avem vreo 2 miliarde jumătate, avem tot vreo 20 milioane de lei. Nimeni nu s-a asigurat nicăieri. Dar vreau să iau un caz care pur și simplu este unul clasic care îți descrie toată drama ce se întâmplă în domeniul asigurărilor. Asigurările culturilor agricole. Republica Moldova odată la 2 ani de zile se confruntă cu secetă, grindină, cu tot ce doriți dumneavoastră, toate cataclizme naturale. Noi tot vorbim, de fiecare dată când ceva se întâmplă, cade grindina, agricultorii vin la guvern, se începe a plânge, dați-ne bani. În toată lumea civilizată nimeni n-are șcata la guvern. Toată lumea civilizată, când ceva se întâmplă, eu m-am asigurat roada, merg la compania de asigurări, ei îmi dă banii. În Republica Moldova s-a încercat educarea cetățenilor noștri, agricultorilor noștri, ca să meargă să asigure roada. Mai mult ca atât, a fost o perioadă când guvernul dea 80% din subvenții pentru asigurare. Altfel spus, dacă un agricultor ducea la companie de asigurări și vrea să-și asigure roada contra cataclismelor naturale, din 1000 de lei asigurarea, guvernul plătea 800 de lei, el trebuia să achite doar 200 de lei. A fost asta câțiva ani de zile și acum și veți vedea ce se întâmplă. După aceasta, niciun agricultor la noi nu s-a asigurat. Când spun niciun agricultor, cred că un motiv de ce am dorit astăzi vorbesc, anul 2021, felicitări, a fost primul an în Republica Moldova când niciun agricultor nu s-a asigurat. Vreau să prezentați graficul în spate, sper că îl vedeți. Deci dacă vă uitați atent, în perioada 2001-2005, cetățenii agricultorii noștri s-au asigurat undeva cu 1 milion de lei pe an. Hai să spun asta, că nu-i nimic, asta puțin ar spune. Deci asta nu exista. După aceasta urmează perioada 2006-2015, când agricultorii noștri asigurau 30 de milioane și am ajuns până la 34 de milioane de lei media anuală. Deci eu am luat în această perioadă, media anuală se asigurau 35 de milioane de lei. Câte asta? Nu vă spun asta, nu nimic. Este exact perioada în care guvernul dădea 80% de subvenții. Deci omul s-a asigurat din toată această 34 de milioane de lei anual. 80% asta înseamnă undeva 27 de milioane de lei îi primea din bugetul de stat și agricultorii plăteau ei 7 milioane. Deci oamenii s-asigurau, după ce guvernul o anulat subvențiile. Aceste asigurări, adică oamenii deja binevol, deci noi am vrut să-i aducem pe oameni, hai asigurați-vă oamenii, după aceasta 3 milioane de lei medie, iar în 2021 felicitări. Nici un agricultor nu și-a pus mintea cu asiguratorii și absolut niciunul nu s-a dus să asigure. Cine asta? Agricultorii noștri scurt de minți? Nu, agricultorul nostru. Poate nu a făcut studii economice, poate nu ca domnul Ionit uit prin grafici, dar agricultorii noștri sunt cu mult mai deștepți să vă imaginați dumneavoastră. Uitați-vă aici.
Din 20 de ani de zile, agricultorii noștri au plătit companiilor de asigurări 340 de milioane de lei. Au primit înapoi sub formă de asigurări 85 de milioane. 255 de milioane de lei au rămas la companiile de asigurări. Rata de despăgubire 25%. Este cea mai rușinoasă rată. Vă aduceți aminte? În România e 80%. Deci la noi, de fapt, ce au făcut companiile de asigurări? Au jupuit de pe spatele agricultorilor 255 de milioane de lei. Mai mult ca atâta, toate subvențiile care le-a dat guvernul chipuri la agricultură, de fapt s-au dus în banii asigurătorilor și nu au avut nici o treabă cu agricultura și nu au avut nici o treabă cu asigurările și agricultorii noștri având asigurare, de fapt nu au avut nici o asigurare în realitate. Numai să nu spună mie că n-a fost cataclizm, n-a fost așa ceva. Nu este posibil în 20 de ani de zile să plătești pentru asigurare și să nu primești niciun fel de asigurare. Și asta este, de fapt, răspunsul la întrebare. Azi este răspunsul. Avem un sistem de asigurare care numai asigurare nu se numește. Deci tot ce avem noi sunt asigurările obligatorii. Și dacă autoritățile statului, și aici vreau să vă uitați, n-am vrut de... Uitați, am scris, vă rog să dați graficul unde am dat un comunicat de presă. Am făcut-o în anul 2020, am făcut un comunicat de presă unde am arătat foarte clar autoritățile. Președintelui țării m-am lăsat atunci. Dacă nu se face ordine piața asigurărilor, aceasta noi pur și simplu că nu avem o piață, dar noi suntem expuși riscurilor. Avem calamități naturale, avem inundații, am avut. De două ori la noi oamenii au rămas fără casă. Spuneți, vă rog să nu spuneți la o întrebare. După ce oamenii de la Cotul Mori sau din alte localități au rămas fără casă, cum credeți? Câți din ei s-au asigurat? Dacă este cineva din televiziune, merge și întrebați. Dacă măcar unul s-a asigurat. Întrebați ce agricultor nu s-a asigurat. Întrebați cine și un om din Republica Moldova nu vrea să asigure. Răspunsul este unul foarte simplu. Atâta timp cât rata despăgubirilor este la nivelul care este în Republica Moldova, atâta timp cât noi plătim bani, iar noi nu-i primim înapoi, noi nu avem sistem de asigurare, noi nu avem sistem de protecție și noi suntem departe de țările civilizate unde omul are asigurat protecție și unde volumul de penetrare a asigurării este de 11 ori mai mare decât în Republica Moldova. Și dacă cineva vrea să-și răspundă la întrebare, de unde dispar banii? Uitați-vă, în această perioadă noi am plătit 7 miliarde de lei în plus decât ar fi trebuit să plătim dacă am luat țările balci. Dacă aș fi luat România, atunci suma deja este cu mult mai mare, practic dublă. Întrebarea, trebuie să ne punem toți, unde au dispar banii? Unde sunt banii? Nu sunt nici în companiile de asigurări, nu sunt în activele lor, nu sunt nicăieri. Da, sunt mai multe mecanisme de a scoate banii. Nu vreau asta să le dezvolt, aceea am spus că este doar o introducere în temă. Dar dacă autoritățile noastre vor să facă ordine, trebuie să fie stipulat în strategie foarte clar. În 3 ani de zile, rata despăgubirilor în Republica Moldova trebuie să ajungă 50%. În 5 ani de zile trebuie să ajungă 60%. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă poliții de asigurare mai ieftine? Sau asta înseamnă servicii de asigurare mai bune? Asta înseamnă că atunci când la mine s-a întâmplat ceva, eu nu trebuie să mai ai probleme, deodată compania de asigurare mi-a chetat absolut totul și eu când am o asigurare, eu știu că sunt asigurat. Dar nu așa cum s-a întâmplat în agricultură, țăranii noștri au plătit bani și n-au primit nimic înapoi. Nu trebuie după aceasta să explicit foarte multe. Țăranul nostru este mult mai deștept decât și imaginează unii. El a înțeles foarte clar. El nu vrea pur și simplu să dăie banii aiurea pentru absolut nimic. Ceea ce a fost în agricultură, numai asigurare n-a fost. Ceea ce a fost în agricultură, numai asigurare n-a fost. Ceea ce este în alte domenii, numai asigurare nu este. Republica Moldova are cel mai slab indicator de despăgubire de 36%, care este o rușine pentru noi, suntem rușinea Europei și așa ceva nu veți mai găsi chiar nicăieri. Lucrul acesta trebuie stopat și sper foarte mult că noua conducere CNPF-ului vă ia înțelege, iar Parlamentul nu trebuie să vă urmăriți foarte multe. Pur și simplu în fiecare an urmăriți un singur indicator. Câți bani din ceea ce am plătit noi la companiile de asigurări s-au întors înapoi sub formă de despăgubire. Dacă acest indicator este mai puțin de 50%, aveți toate motivele să vă puneți întrebarea unde au dispărut banii. Până aici, pe asta ceea ce am vrut să vă spun, o zi bună să aveți și până data viitoare, cum vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru economia noastră.